Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine. Odată în viață vei ști ce vedete se premiez. Odată în viață să vii, toată seara să te distrezi. Odată în viață să crezi, lumea întreagă o poți schimba. Doamnelor și domnilor, Iuliana Tudor! Dragi prieteni, bună dimineața! La această oră, când am dat like pe pagina sa de socializare, am fost admiratorul cu numărul 330.105. Ei bine, este atât de carismatică, atât de îndrăgită de public și a câștigat atâta încredere, încât până și eu am cumpărat noul detergent căruia îi face reclamă. Astăzi am invitat-o la micul dejun pentru dumneavoastră. Bună dimineața, Iuliana Tudor! Bună dimineața! Bun venit. După așa o prezentare, mi-am pus și cămașa impecabilă. Mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! N-am spus întâmplător ceea ce am spus în deschidere, pentru că normele de marketing zic așa: nu e suficient de vedetă dacă n-ai făcut reclamă la un produs, dacă nu ai o pagină de socializare care a trecut de 100.000, deci ești în normă. Și dacă nu te oprește lumea pe stradă să te întrebe de unde ți-ai cumpărat rochia pe care o purtai, de pildă, în ediția trecută și așa mai departe, rețeta e mai lungă. Bine ați venit. Bună dimineața! Poți servi cu omletă, un croissant, un cappuccino? De mâncare cred că nu, deocamdată. O limonadă aș vrea eu. Limonadă? Da, mulțumesc. Da. Și mulțumesc. Eu vreau, ca de obicei, cafea și un croissant cu unt, mulțumesc. Plăcere. Am făcut toate amenajările de dimineață. Da. Eram sigură că n-o am să mănânci. Și... sunt deja pregătite. să povestim legenda acestor lămâi, pentru că am aflat, dragi prieteni, că Iuliana Tudor nici nu și începe ziua înainte de a stoarce o lămâie într-un pahar cu apă călduță sau rece. Normală. La temperatura, plată, exact, la temperatura camerei. Da. Și storc o jumătate de lămâie și cu asta încep ziua. Și eu, care credeam, după mărturisirea ta, că rețeta succesului, de fapt, înseamnă, cum ai spus, normalitate și folclor. De fapt, înseamnă, întâi de toate, apă la temperatura camerei cu lămâie proaspătă. Cumva. Bine, cred că ține un pic și de etapele de vârstă în care ne găsim. Și mai ales noi, ca femei, din perspectiva asta, chiar trebuie să avem grijă. La mine n-a fost o grijă din punctul ăsta de vedere până să nasc. De atunci metabolismul s-a schimbat un pic. Până atunci n-aveam nicio grijă, mâncam oricând, oricât, orice, fără limite. Așa, am uitat. Dar fără să am probleme. Da, am uitat să spun că, de fapt, ceea ce teoretizeze acum e trecerea de la 55 de kilograme și 1,80 m la 60 de kilograme și 1,80 m. Ce exact. Să spun, ce diferență ar fi? Asta cred că a fost o glumă de dimineață. Cumva. Și pentru că vorbeai puțin mai devreme de norme de marketing, m-am tot uitat în jur, am prieteni care își ghidează carierele după asta. N-am conștientizat niciodată tipul ăsta de abordare. Am făcut-o nativ cumva, am făcut-o ca un novice care a vrut să demonstreze mai mult decât poate se aștepta unii. Și am făcut-o așa, după propria pricepere. Nu m-am încadrat neapărat într-un sistem profesionist de marketing sau de promovare, ci am făcut-o într-un echilibru asumat. N-am vrut să fie nici prea mult, nici deloc. După normele în vigoare, te întreb câte numere de telefon are agenda telefonului tău? Vreo 5.000. Pentru că acesta e un nou răspuns la întrebare. Dacă ai, zice marketingul, peste 1.000 de numere, poți să nădăjduiești că, Doamne, mergi cumva. Când aud, deja o să mă duc acasă, o să-i spun soțului meu: dragă, deci am 5.000, am 1.000, am 300, cât era, 330.000, deci trebuie să mai caut niște compartimente ca să vedem dacă ne încadrăm. Nu, chiar nu cred că aș putea să trăiesc ghidându-mă după astfel de ținte. N-am crezut niciodată, până la urmă, nici în formele de succes care vin în urma unor strategii foarte bine puse la punct.
discutam și cu oameni care sunt în sistem și care s-au construit ca imagini pornind după criterii din teoria de marketing și care sunt oameni de succes, dar cărora, după părerea mea, le lipsește foarte mult din autenticitate. Credibilitatea, cred, că vine până la urmă și din naturalețe, din firesc, din ceea ce ești tu cu adevărat.